Pe 31 martie România intră în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Românii nu vor mai prezenta la aeroport un act de identitate atunci când călătoresc către sau dinspre destinații din statele membre Schengen. Cu toate acestea, pasagerii vor putea fi controlați aleatoriu de echipele de poliție și de jandarmerie. Totodată, în cazul minorilor, procedurile rămân neschimbate. Sunt sigur sau suntem siguri că anumiți Cetățenii, anumite persoane vor încerca să profite de această facilitate de circulație fără control la frontieră. Și de aceea, structurile Ministerului Afacerilor Interne uh, au organizat mai multe activități și sunt în curs măsuri care să compenseze lipsa controlelor sistematic. Vorbim de dispozitive care erau în dotarea noastră chiar și din perioada pandemiei. Vorbim de achiziția telefoanelor mobile, care, tabletelor care au intrat în posesia noastră, în dotarea noastră, prin proiecte de finanțare european nerambursabilă. Din 31 martie, cetățenii români care circulă spre statele Schengen și dinspre statele Schengen nu vor mai fi supuși controlului sistematic. În cazul minorilor, regulile de călătorie rămân neschimbate. Aceștia vor avea nevoie de aceleași documente ca și până acum. În cazul unor suspiciuni sau semnalări, autoritățile aflate în aeroport vor putea verifica aleatoriu orice persoană. În plus, va fi suplimentat personalul din aeroporturi și porturi și vor exista și echipaje cu câini pentru depistarea drogurilor. Revenind la porturile maritime, sunt patru la număr, vorbind de Constanța, Agigea, Midia și uh, Mangalia, procedura este asemănătoare ca și în aeroport, cu mențiunea că acolo nu avem uh, un terminal de îmbarcare către porți pe același mod de, de administrare, de organizare ca la aeroport. Dar, când persoana se prezintă pentru îmbarcare, va fi verificată în mod aleatoriu, fără un control sistematic. Cu siguranță partea diplomatică, partea de negociere va continua, iar ca această zonă să fie cu succes, este foarte important ca noi partea de uh, verificări tehnice, de acțiune din punct de vedere al uh, activității polițienești, să fie cu succes. Președinte